Ai reușit să salvezi ceva sau ți-o ars toate hainele? M-a ars toate. Copiii trec foarte greu din perioada cei mici, scoală noaptea, plâng, por acasă, nu pot să mai plâng, nici chiar nu mai pot să mai plâng, pentru că zice, mama, de ce plângi? Mama nu mai plânge și plâng și ei. Tot o ars. O familie trăiește cu traume și cu spaima unui incendiu. A doua zi de Crăciun. Sărbătoarea nașterii Domnului înseamnă în primul rând dragoste, pentru că asta a arătat Iisus Hristos față de noi oamenii, dragoste. Aici era un pat și noi eram cu un pat dincolo. A cui a fost camera asta? A lui mama. Cu cine dormea aici? Cu Alin, cu David, Silviu și cu Mihai. A fost camera mea. Aici era un pat. Aici alt pat. Și aici era o masă. Ars. Toți au aruncat. Acolo s-a venit așa, s-a ars și pe aici. Ai reușit să salvezi ceva sau ți-o ars toate hainele? M-a ars toate. A venit fratele meu Alin și a spus că arde casa. Ai reușit să salvezi ceva lucruri personale? Unde ți-a stat? Și cum ești acum? Tu cum te simți? Nu știu, asta așa. Aici am și mamă, acolo. Cum ai trăit toată această experiență? Experiența asta a fost foarte greu pentru mine. Am trecut prin momente foarte grele, dar asta n-am putut să-l trec pentru că sunt niște copii mici și iarnă și să rămâi în drum foarte greu. M-am panicat, n-am mai putut să mai vreau să arunc cu apă, dar n-am mai putut să mai plec de la ghivete. Am rămas fără picioare, nu mai puteam să mai merg. Cum adică ați rămas fără? S-a strâmbat așa. Și nu mai puteam să mai plec. S-a strâmbat picioarele și n-am mai putut să mai plec. Totuși m-am târâit să văd și m-am dus în spate. Soțul era căzut jos când am văzut. Copiii trec foarte greu prin perioada. Cei mici, scoală noaptea, plâng, por acasă. Nu pot să mai plâng, nici chiar nu mai pot să mai plâng pentru că zice, mama, de ce plângi? Mama nu mai plânge și plâng și ei. Ați reușit să dormiți noaptea aceea? Nu. M-a luat un frate acasă, dar nu. N-am dormit absolut deloc. Soțul, nici atâta, copiii, au plâns toți copiii, toți. Au plâns toată noaptea. Nu știam cum să-i liniștesc. Deci în 15 minute, frate. 15 minute a durat tot focul ăsta. Agonisea la unui om... Da, de atâta timp am avut toate. Tot ce ați pregătit pentru iarnă, pentru copii, tot am făcut, compoturi, tot. Compoturi, varză, tot, fasole. De pe-a luat un sac de fasole. Tot o varză. Păi, porumb, păi, nu greu. Nu-i greu. Am bătut 240 kg de varză. Dar lasă astea, nu, dar am avut lucruri, am scule. Care adipor ce s-a întâmplat cu ea? O ars toată, frate. Tot o ars. Am găsit-o, adică, nici am luat-o. E a doua zi de Crăciun, e luni 2022. O familie numeroasă, o familie cu 11 copii. O familie care în prag de sărbători s-a văzut cu casa arsă, o traumă. Le-au ars tot etajul, spațiile de dormit unde dormeau copiii, unde locuiau copiii. Aici jos mai este doar bucătărioara asta, un pat de o persoană. Nu în cap cu toții să doarmă. E nevoie de noi, e nevoie de o inimă bună, e nevoie să ajutăm, e nevoie să arătăm dragoste. El e foarte bolnav. Acum mă gândeam și la el, pentru că el e foarte bolnav, are multe boli. El de asta nu și prin somn, are diabet, face 4 insuline, plus injecțiile, se duce la psihiatrie, umblă. El e foarte bolnav și eu sunt, dar mai tare. Mulțumesc Domnului că a spus să cresc copiii, el nu poate munci.
Nu poate, dar Domnul de fiecare dată ne purta de grijă. V-a spus că aveți mai mulți copii care sunt bolnavi. Da. Da, el da. E bolnav pe inimă. Băiatul care e operat din 2013. De ajun de Crăciun, rămas acasă, când acasă l-a operat. Pus peste de 4 mm pe inimă și avea 33 de kg într-o lună și ceva. Strabism, la fel o fetiță. Operată de la fel. La București. Un șoc foarte puternic pentru că n-am mai putut să mai merg, mi-am luat picioarele și unde să alerg eu pentru copii. Eu nu mai mă uitam la casa acum, că nu m-a mai interesat. Și am fugit sus și mi-am luat copiii pe ea, pe micuță și fetița care doarme un an și pe un lun. I-am luat și am fugit, am luat Biblia și cu actele și am ieșit afară și am plecat. Actele și pe lângă acte v-a spus că ați mai luat. Încă un lucru, ați luat Biblia cu dumneavoastră. Păi nu, că eu nu accept ca Biblia să apă Cuvântul lui Dumnezeu, care e Domnul Iisus, ne-a salvat, ne-a ajutat, ne-a făcut multe lucruri pentru noi și Biblia eu nu accept să ardă. În casa unde o ars, aveți doar camera asta unde... Stau eu. Unde stați dumneavoastră și în care spate putea dormi, dar e o bucătărioară aici, da, și pui un pat de o persoană. Da. Ați fost judecați de oameni? Am fost, am fost de oameni judecați, dar nu. Doctorii nu mi este rușine mea, copiii, averea mea, bucăția mea și asta e. Dumneavoastră spuneți că ați avut probleme de la prima sarcină. Cum a fost până la cea de 11? Cum a fost nașterile? Foarte dificile, toate nașterile au fost cu probleme. Toate. Fata cea mare ce studiază la facultate? Ce faci? Limbi străine. Are bursă de merit, învață cea mai bine, cea mai cu minte. De acolo e locul 4 în facultate. Foarte deșteaptă. În ce an e? Ultimul an, anul 3. Ce înseamnă pentru tine, Silvio? Ai 18 ani, ești printre frățiorii mai mari. Faptul că vă arzi casa, nu știu, nu mulți oameni trec pe aici și cine trece pe aici, nu e un moment ușor să-ți vezi toată agoneseala, toate lucrurile parțe și mai ales că știi că în urma ta sunt atâția frați mici. Păi înseamnă ceva foarte rău pentru că ne-am obișnuit cu casa noastră și nu ne-am așteptat la chiar în prag de sărbători să se întâmple asta. Tu ce faci? Ce cu la școală? La da, e ultimul an de școală, sunt în clasa 12-a și aștept să termin acum ultimul an. Al minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Alina, o auzi fetițele astea, noi eram afară și luam măsurători pentru geamuri, pentru uși și le auzi în casă cum cântau. La refren copilul cânta și spunea felul următor: tu spui doar un cuvânt și totul e nou, Domn al minunilor. Când Dumnezeu rostește un cuvânt și ne rugăm ca Dumnezeu să spună un cuvânt și în dreptul acestor copii, îi iarnă, îi frig și deasupra lor ca și acoperiș și un celofan. A doua zi de Crăciun. Eu vă mulțumesc că ați venit și Domnul să vă binecuvânteze, să mergeți să ajutați și toată lumea, dar pentru mine dacă ați face lucrul ăsta ar fi un lucru foarte important pentru că e iarnă și n-am unde să stau cu copiii. Și le-aș mulțumi la toată lumea care m-ar ajuta în situația aceasta. Vă provocam și pe dumneavoastră, din puținul pe care îl aveți, din inima bună pe care o aveți. Noi am făcut un necesar. Poate nu aveți posibilitatea să vă implicați și să acoperiți costul întregii lucrări. Dar am notat aici, sunt 4 uși, avem nevoie de 4 uși, avem nevoie de parchet, avem nevoie de geamuri, avem nevoie de gips, avem nevoie de vată, e nevoie de meseriași care să dea o mână de ajutor, e nevoie de, nu știu, de var, de partea electrică. Lucruri, nu e imposibil, nu e enorm, dar din puținul nostru, dacă fiecare contribuim și dacă punem o mână de ajutor, familia asta nu se va mai vedea îngrijorată, da, de iarna care stă în față și cu ajutorul Dumnezeu va putea să vină înapoi în căsuța lor.